Bună ziua! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Dosare de Presă. Din nou avem, așa cum v-ați obișnuit, un invitat care are de spus. Este o istorie vie, deși și-a păstrat un aer de juneprim. Știe pe de rost cei 30 de ani de presă românească post-decembristă. Vedeta postului Antena 3, Răzvan Dumitrescu. Bine ai venit, Răzvan. Îți mulțumesc tare mult. Bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru dialogul ăsta. Suntem de un leat în presă, practic, da, 30 de am ani. Am început amândoi. Da, exact. 90 presă. Da. Și am crescut odată cu țara, ca să spun așa. Adică da, nimic din ceea ce... Pentru foarte mulți. Foarte incomodă, da. Și dacă ne-ar vedea lumea cum vorbim noi, înainte de a intra eu la emisiunile tale, la care mă invit deseori și îți mulțumesc, dacă ne-am auzit cum vorbim cele 5-10 minute, ne luăm vorba unul altuia, că știm amândoi exact. Și știm până ce am trecut. Știm până ce împreună am trecut. Fiind în presă. Și în mod deprimant îi știm pe toți. Și asta e foarte deprimant pentru ei. Da, da. Pentru da, ei, da, pentru da, ei da. Și, bun, da, și pentru noi într-un fel, pentru că dacă aduni sacul și vezi cât s-a umplut, domnule, nu vine gunoierul să-l ia. Știi cum e? Da. Umpli un sac de la de gunoi. Da, așa e. Până și la vârf. Te pregătești marți. Și aștepți să mașina să, da, să vină să-l ia. Și nu vine, domnule. Să scap de el. Asta e problema. Mamă, ce imagine. Acestei societăți. Ce nimeni nu ia gunoaiele. Nimeni nu ia gunoaiele. Ba mai mult de atât. Da. Unii au preșul bombat, da, în fața casei, da, pentru că nici măcar nu mai bagă în sac. Da. Da. Îl pitesc acolo. Exact. Da. Cam asta e concluzia mea, da, după 30 de, da, 30, da, de ani. Da. 30, da, de ani de presă. Da. 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 Deși nu ești o fire pesimistă, ești un tip cu un mare simț al umorului. Cum să mai definim eu optimismul, da, da, sau, da, pesimismul? Da, 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 da. N-ai cum să ai mai creat definești o imagine... Da, așa e. Greu de definit în momentul ăsta. Sunt de acord cu tine. Răzvan, de ce subiectiv? De ce emisiunea ta se numește? În primul rând, a cui a fost ideea? E o chestie genială. Eu dar tu spunem ce ai de spus. A cui a fost ideea? A cui, când împreună cu Marius Huc, cu Dan Varbu, cu Dida Constantin, ne-am luat rucsacul. Nu ăla lui Turcescu. Nu ăla lui Turcescu. Ăla e al lui. Al nimeni, da, nu-i ia. Da, da. Fie, da, sănătos. Da, da. Nu, el l-ar da. L-ar da cu dragă inimă. Da. N-are voie, probabil. Bun. Deci, în momentul în care ne-am strâns obiectele și ne-am mutat din realitatea aia care se preda în momentul respectiv. A, când ai plecat tu de la... Da, 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 tu. Așa am avut eu senzația, da, că se preda, da, și, da, nu cred că am găsit cu nimic. Păi, s-a și predat, da, da. Și am venit în Antena 3, am zis, dom'le, haide să venim cu un format. Stai un pic, iartă-mă, 2010. Iunie, da, iunie 2010. S-au împlinit, da, uite, 10 ani, uite, acum, de Antena, da, 3, da, pentru, da, mine. Antena 3 având, da, mai mult de 10, da, ani, da, da. Eu am doar 10 ani în Antena, da, 3. Ne-am stors așa, am făcut un brainstorming. Știu unde am făcut brainstorming-ul? La Cârciumă. Aici, vis-a-vis, în Herăstrău, intrarea principală. Nu era pe atunci COVID, nu cu măști, nu, da, cu... Da, da. Erau deschise și terasele și interioare, ca să înțelegeți vremurile. Da. Bun, în momentul ăla am zis, dom'le, hai să găsim un titlu de impact. Orice ai face, indiferent că ești invitat sau realizator, există o doză de subiectivism. Voi de mine, păi și este trebuie. Imposibil, sigur, să nu ai, da, așa ceva. Fiecare are sentimentele lui, sigur că, da, simțirile lui, opiniile lui. Mă, nimeni până atunci nu avea o emisiune cu titlul de subiectiv. Ploua cu obiectiv, dacă ți-aduce aminte. Păi eu cu... de asta te-am, exact, întrebat, dragule. Mă mai cheamă uneori așa, mă chemau, că nu mă mai chemau, renunțat din cauza ceea ce le spun studenților, pe la facultate de jurnalistică. Și le spun, invariabil încep cu chestia asta. Doamne, vi se spune în facultate că jurnalistul trebuie să fie obiectiv. Uitați chestia asta. Obiectiv trebuie să fie milițianul când completează procesul, exact, verbal de cercetare la fața locului. Și să nu zică, dacă scrie Edgar Chinez și nu știe, să nu tragă pe academie. Să nu mute pe academie. Exact, mor, da, da. Zic, trebuie să fiți subiectivi. E, și aici intervine cea mai complicată chestie. Trebuie o aleasă prismă prin care să fii subiectiv. Exact. De-aia te-am și întrebat ce te-am întrebat. Nu te-am întrebat niciodată, no, chestia asta. Este poți cel mai cinstit din diverse motive titlu de emisiune. Așa cred și eu, așa ni s-a, da, părut și nouă. Marius Huc a venit cu ideea și Marius avea idei geniale. Da, 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 da. Nouă, da, ne-a plăcut foarte mult. E, dar să vezi, am avut probleme, domnule, cu înregistratul mărcii. De ce? Există vot ca subiectiv? A fost un domn care, în momentul când a văzut pe ecran la Antena 3 subiectiv, ne-a dat în judecată pe motiv că el a fost primul care a înregistrat acest titlu pentru un blog sau o chestie de genul ăsta. Am zis, bine, fie. Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu atunci.
Am înțeles și a introdus cu Răzvan Dumitrescu în... Da, să vedem ce mai faci, că să lăuda că a câștigat marca. Noi habar n-aveam că cineva a înregistrat. Știi că există unii care fac colecții de titluri. Sigur că da, ca să le vândă. N-aveam de unde să știu. Nu știu ce a urmărit. Dreptul lui, dacă într-adevăr l-a înregistrat, nu ne-am ocupat noi de proces, dar am rezolvat problema. Am zis, bine, a fost primul, ok, subiectiv cu Răzvan Dumitrescu. Acum, Răzvan Dumitrescu, că să-l confiște și pe la cinema, mai complicat. Era mai complicat. Și așa a rămas titlul emisiunii. Dragule, care este povestea ta? De unde ai apărut în presă? Dom'le, am apărut din... Spuma mării. Inginer electronist. Spuma mării au apărut aia care storc lacrimi când renunță la candidatură. Ok. Aia sunt din spuma mării și așa mai departe. Bun. Eu eram inginer electronist. Eu am terminat facultatea de electronică în 1989 vară. Când am fost repartizat, că acolo nu discutai. La Curtea de Argeș, la Electro Argeș, Curtea de Argeș. Deși, repartizat în producție. Repartizat în producție. Deși, bun, având o medie mare, am avut trei variante de ales, dar asta a fost cea mai apropiată de București, de casă, Curtea de Argeș. Lumea nu știe ce e. Și nici nu puteai să pleci din stagiatură, nu puteai să pleci. Nu. Doi ani erai mâncat. Vor să dai bani, ori să ai mari pile, să iei negație. Nu au vrut să ne dea negația, deși eram ofertați un grup de ingineri, încă din facultate, de cercesit ce de la Băneasa. De cercetare. Nu au vrut, domnule, să ne dea negația. Nu au vrut inginerul șef. Bun, ai fost tocilar. Am fost un inginer, student bun. Mă rog, de la cu nouă facultatea, în regulă. Bun, știi că au fost unii, apropo, fac o paranteză, care terminaseră cu 10-50. Da. Erau ăia care aveau funcție de partid și aveau 50 de sutimi în plus. Și aveau 50 de sutimi în plus, erau la 10. Da. Păi ce să faci cu ăla? Deci eu nu m-am bătut pentru medie din cauza asta. Da. Păi și dacă eu iau 10 și ăla ia 10-50, nu tot dracu ăla e? Da. Nu m-a interesat chestia asta. Da, ce absurd. Absolut. Și adu-ți aminte, te rog, că nebunia era că erau studenți care se căsătoreau fată cu băiat, că pe vremea așa se căsătoreau. Și mai luau încă, aveau și funcții pe la ASC și se și căsătoreau și mai aveau încă 50 de sutini și fiindcă erau familie și se căsătoriseră. Deci, da. Luptă-te cu ea. Da. Exact. Deci nu te pui cu sistemul, că nu are rost. Bun. Ideea e că după Revoluție, n-am mai ținut vrăjeala asta că n-ai voie să pleci din stagiu. Și mi-am dat demisia. Fără să mai am nevoie de negații și am venit la CCSC. Nu se mai cerea transfer. Nu se mai cerea transfer. Pentru că și te-au angajat la încercetare. Sigur, ei mă doreau și le făceau la și înainte de 89 scrisori. Dar nu dădea negația. Da. Ei nu vreau să dea negația, aveau motivele lor, nu-i acuz. Cert e că după îmbulzeala aia și după schimbarea de paradigmă, ca să zic așa, nu mai era... Putea nimeni să pretindă că te stau acolo 2 ani. Și am dat demisia. Știind că cei de aici mă... Bun, și am venit aici. Unde, cum să zic, situația privită din interior devenea pe zi ce trece foarte gravă. Ți-aduc aminte că în foarte scurt timp tot ce însemna cercetare, industrie electronică, a colapsat. Păi murea. Exact. Motiv pentru care am zis, dom'le, nu pot să mai stau aici pentru că am avut tot timpul senzația că cineva dorea să moară chestia asta. Pentru că erau niște interese. De pildă am aflat că se dau la licitație niște aparate. Se desfințaseră secții, nu știu ce. Am aflat de organizarea licitației a doua zi după ce a fost și se dăduseră aparatele, ca să înțelegi ce însemna osciloscoap electronic și alte lucruri de genul ăsta. Nu putem povesti. Bun. Era clar că nu. Și atunci am zis, bun. Am luat ziarul România Liberă și am văzut anunț la SOTI. Dom'le, inginer de studio, inginer de nu știu ce, inginer de nu știu cum. M-am dus și eu. Atunci te angajezi inginer. Da, dom'le, am zis, televiziune, platou, sunet. Inginer de sunet. Televizoare, mâncam pe varză. Adu-ți aminte că în 90 veneau second hand-uri, televizoare color de vară. Da. Aducea pădure. George Pădure. Nu, alea erau prima mână. Da, exista unii care găsiseră filieră și aveau o televizare color mai vechi, dar încă... Second hand-uri, la bune. Da, din Germania. Da. Împreună cu băieții, le reglam, ca să înțelegi că ne preocupa chestia asta. Bun. M-am dus acolo, la SOTI, în ziua de, cu telefon prealabil, vă așteptam, iau coada acolo, toți cred că veniseră după anunțuri. Dar erau împreună și cu cei care veniseră ca să devină jurnaliști la SOTI. Era o singură coadă. Cu ESCA, cu... Da. În aceea zi, cu ESCA am pășit în SOTI. Andreea Bereclean mai târziu.
în momentul în care ne-am așezat la coada aia, ieșea din când în când cineva și mai chema pe câte cineva. Era un singur șir, repet, nu erau mai multe. Da, la un moment dat iese o doamnă. Inginerii, care inginerii, un pas înainte. Nu, nici măcar, că tu, intră aici. Păi eu am venit pentru inginer. Nu, lasă, vin aici. Deja, era da. Marina Rotar. Și m-a pus să dau o probă de voce. Te-a luat că erai, eu te știu în 90, erai frumușel, arătos, deci, erai... Aveam o claie de păr. Da, mi-aduc aminte. Da. Mi-aduc aminte de primul jurnal pe care l-ai prezentat în Plovăr. În Plovărul cu care am fost la coada respectivă. Da. Eu m-am opus cu vehemență, dar n-am putut, dar că n-am înțeles până Andreea Esca era o șchiuță. A venit și Andreea Esca în același lot cu noi. Era. Împreună ne-au băgat la jurnal în seara aia, de la o probă de voce. Chestia mi-a schimbat cumva tot destinul, pentru că am vrut să fiu inginer de studio și am... Da, acum, lasă modestia la o parte. Ușe. Îți dai seama, Marilena Rotaru, ce ochi avea. În sutele, Marilena Rotaru ne-a învățat de la zero tot. Împreună cu Dumnezeu să odihnească Ștefana Bratu. Da. Cu Vartan Arachelian. Da. Și așa mai departe. Profesionist. Exact. Deci aia a fost începutul cu Soti. Și am prins acolo și evenimente, și alegerile locale, și tot ce trebuia, nu tot ce s-a mai întâmplat. Interesant. Ce au spus ai tăi? Au plâns că ai părăsit ingineria? Nu, pentru că până la urmă situația era foarte... Ce-a mai rămas din ingineria? Mă, tata, săracul, eu am mai povestit chestia asta, Dumnezeu să-l odihnească, tata era colonel, inginer, cercetător științific, dar a plâns. Eu lucram la un institut de cercetări și proiectări și mi-am dat, a plâns. Zic, mă, tată, stai un pic, m-a chemat Cristoiu să scriem, să facem presă, să... Păi cum, și cartea de muncă și vechimea și... Bun, asta cu cartea de muncă și vechimea, țin minte că am avut discuții. Și nu vreau aici să povestesc pe la ce zone de presă știam că avem carte de muncă și ne-am trezit că de fapt avem. Și că noi o să avem mari surprize când o să vrem să ne pensionăm. Da, o să avem niște pensii de fix de 3 lei. Exact. Da, mă rog, nefiind magistrați, nefiind securiști, unii dintre noi, seriști, sau chiar toți, și așa mai departe, toți, așa ne trebuie. Da, așa. Bun, da. Ok. Da. Da, revenind la chestia asta, așa au plecat lucrurile. Așa ai plecat la treabă. Așa am plecat la treabă, da. Și te-ai ținut din entuziasm. Că... A început să-mi placă. Da. Mi-aduc aminte după aia de episoade de la Mediafax, pentru că suntem și pentru cei care am fost printre primii care am fondat Mediafax-ul, printre primii adunați să facem agenția aia de știri. Numai, veneam pe la 12 noaptea de pe teren, aveam stații de alea Motorola. Da. Nu existau încă pagere, telefoane mobile, nici atât. Și la 1 noaptea ședință. Pe stație, nici n-ajungeam bine acasă. Da, du-te înapoi pe Calea Victoriei, la fostul MCM, la ședință. Da. Inclusiv Adrian Sârbu mai avea obiceiul să dea adunarea pe stație și să... pe la 1 noapte. Dragule, tu de la Soti ai plecat? Da, de la Soti am plecat la zigzag. Înainte de alegerile generale din 1992. 92, exact. Exact. Da. Și am venit la zigzag. Pur și simplu am bătut la ușă, la zigzag. Tu ai venit la zigzag după ce am plecat noi. Exact. A fost o... L-ai apucat pe Păunescu? Nu. Nu l-ai apucat. Asta poate să fie și norocul meu. Adică, zigzag a avut vreo 3 sau 4 numere cu Adrian Păunescu. Da. Suficiente cât să înjumătățească tirajul. Ca pentru să fie cine clar. Nu știe, în august 90, patronul Tavi Mitu l-a dat afară pe Cristoiu. Da. Noi, ăia care lucram cu Cristoiu, am plecat, nu că am fi plecat toți, dar am plecat, nu mai avea rost să merg, deci a apărut Adrian Păunescu. Exact. Și mi-aduc aminte că lucram cu Marius Petrescu, am scris, ne-am angajat la Express, la Cornel Nistorescu și am scris un articol, manifest pentru sănătatea zigzagului. Da, eu mi-aduc aminte de articolul. Ți-aduci aminte. Că nu eram acolo, eu am venit după ce s-au așezat lucrurile, adică a plecat echipa Păunescu, a venit echipa Aurelia Boriga. Jurnaliști adevărați, cu Vasile Neagoie. Vasile Neagoie, cu Ioan Matei, cu Valeria Dorneanu, cu Alexandru Petria. Bun. Deci era deja așezată acea echipă când și Dumitrescu a bătut la ușa echipei respective. Și aici, cum să zic, am avut cumva și oportunitatea să vin înainte de alegerile generale din 1992. Foarte important. Din 90, pentru că în felul ăsta, dacă veneam după, ratam ancheta care m-a lansat.
da, de altfel, da. Și anume cu votul da. De la generale. Noi veteranii ne amintim de ancheta aia, ai rupt. Da, da. A rupt da. Prima da. Pagină ancheta respectivă pentru că împreună cu Daniel Stănică, de Daniel chiar nu mai știu, că la un moment dat plecase în Germania, nu știu dacă definitiv știu sau numai, nu da, mai știu că nu mai în țară. Da. Da, era fotoreporterul da. Horațiu Firică, îl știi că l-ai prins pe Firică la Zigzag. Împreună, în noaptea de pomină a alegerilor din 1992, am găsit într-o ghenă de gunoi, de lângă o școală generală din drumul Taberei, buletine de vot incendiate, care n-au ars complet. A, zeci de mii de buletine, da. O ghenă întreagă. Da, o ghenă întreagă, da. Inclusiv cu ștampila de control a secției, inclusiv cu ștampila votat aplicată, arsă. Deci au distrus, o parte din voturi. Din voturile pentru Convenția Democratică. Da. Exact. Da. Pe vremea aia, și mă adresez acum celor care sunt născuți după momentul, nu exista telefon mobil, nu exista pager, nu exista telefoanele nimeni. Alea stradale, publice, erau un 10 din, da. 9 din 10 defecte, nu găseau rupte, în distruse, zonă. Da, da, da. Deci riscul a fost așa, ce facem acum? Că suntem de capul nostru singuri, noaptea la 1, cu blițul, cu aparatul de fotografiat și cu găsit această chestiune. Am fotografiat cât am putut. Am băgat și într-o pungă mostrele respective și ne-am dus cu ele direct la Ministerul de Interne. În persoană fizică ne-am dus. N-aveai la cine să reclami. Ministrul de Interne era Victor Babiuc în momentul ăla. Dom'le, am intrat în Ministerul de Interne și zice, s-a întâmplat ceva, este incalificabil. Și ne-am pus punga pe masă. Domnul ministru s-a albit. A chemat un secretar de stat. Eu n-am văzut o... Secretarii de stat nu erau civili neapărat. Nu, erau militari. Erau militari, erau din interne, militari. Da, da, erau da. Gradele da. Militare asimilate cu cele din armată. Nu erau... Da, da, da. Cum este acum, comisar da, șef. Da. Nu. Bun. A venit ăla și mi-aduc aminte că Victor Babiuc se pare că avem o problemă cât casa. Uite ce s-a întâmplat. Omul ăla efectiv a început să transpire și să tremure. Eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Dita mai generalul tremura. Da, da. Bine, într-o țară în care am văzut ce au făcut în piața universității, într-o țară în care mineriadele deveneau, cum să zic, vectorul principal de rezolvare a unei probleme. Pentru niște cercuri de interese, că nu le pot spune politicii. Sigur, era proto-teferismul din ziua de azi. Seamănă legii. Păi, bineînțeles. Bun. Și nici măcar nu-i pe invers. Da. O să-ți demonstrez lucrul ăsta. Bun. Deci în momentul ăla am făcut reclamație, număr de înregistrare, adresă. Chipurile s-a dus cineva să... Bun. Fac o paranteză. La fix 11 zile după ce s-au validat alegerile și s-a instalat puterea rezultată din alegeri, ne-am interesat și noi pe cale oficială ce se întâmplă adică cu reclamația. Adică PSD majoritar? PDSR sau... PDSR. PDSN, de fapt. PDSN. Da, da, da. PDSN, da, 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 după aia a fost da. PDSR. PDSR a fost după ce au fuzionat cu Partidul Lucunescu. Da, da, da. Dar până atunci era PDSR. Bun. Dom'le, nu mai exista, domnule, numărul plângerea cu numărul de înregistrare, ca să înțelegem. După ce am făcut prima pagină cu frauda respectivă, cu probe, noi punându-ne de atunci întrebarea foarte clară, dom'le, dacă în București s-a întâmplat asta, cum o fi prin alte zone, așa, care nu se văd? Existau sate neluminate, fără curent electric. Cam 47. Exact. Bun, deci aia a fost chestiunea. Problema e alta. Și o spun pentru prima oară acum. Și să le fie de bine celor care se vor simți foarte neconvenabili. Dom'le, am fost contactați de către niște reprezentanți ai observatorilor. Au fost observatori la alegerile. De data asta, cei care ne-au contactat erau americani. Zic că nu pot crede că s-a întâmplat așa ceva. Au avut americani, au avut observatori. Erau observatori. Da, Dumnezeu știe da. Ai cui erau observatorii respectivi. Da. Prin ambasadă, prin nu știu. A zis, dom'le, nu credem așa ceva. Țin minte că m-am dus la o întâlnire cu ei, care n-a avut loc la ambasadă. Nu, a fost undeva în hotel intercontinental, pe la un etaj superior, la o altă cameră. Ne-am dus și am luat, și Horațiu a luat cu el, și negativele, ca să demonstrăm... Că n-ați trucat voi. Că da, nu e nimic trucat. Da. Țin minte că atunci am văzut pentru prima oară laptop care parcă era conectat la internetul de azi, dar era în 92. Da, aveau așa ceva. Cu card da. Și cu antenuță. Da, ok, da. Laptopuri. Bun. Deci cine erau băieții? E clar, înseamnă că băieții nu erau tocmai chiar. Erau altfel de observatori. Erau altfel de dotați. România era aici. Da, și nici acum nu e în altă parte. Da, da. Ok. Jesus Christ.
Stai când și au văzut lor, negativele. Lor le venea greu să creadă, să creadă? Sau vroiau probe? Nu, mie mi s-au părut sincer. A, da? A, erau probabil chiar... că au zis, bă, cine sunt și ăștia, Dumnezeu știe ce-o fi. Hai să-ți dă negativele. Da, da, da. Negativele erau negative. Da, 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 da. Țin minte că le-am... A zis, da, putem avea și noi pozele? Sigur că da. Noi, îți dai seama, noi am publicat pe prima pagină și pe paginile din interior, de la mijloc. Și montaj, știu. Și montaj foto. Văd. Am și acum, cred, ziarul în colecție. Dar n-am publicat nici de cum toate... Domnule, Horațiu cred că a tras 5 filme. Da, da, da. Ca să fie săracul, foarte clar. Ca să fie sigur, da. Exact. Da. Deci vreo 5 filme. Noi am publicat 12, 14, da, 16 poze. De poze, da. 5 filme înseamnă 36 ori 5 poziții, cum era pe film foto în vremea respectivă. Developai. Nu exista foto digital pe vremea aia. Ok. Noi n-am așteptat... Că nu e așa, cu probele astea, când văd că și observatorii aia spun că alegerile au fost corecte și cinstite și așa mai departe, mie mi-a sunat clopoțelul încă din 92, cum e cu observatorii. Aia a fost o lecție minunată. Cum e cu alegerile și... Te-a dumirit. M-am dumirit. Da. Da. M-am dumirit, mai ales că discuția a fost, dom'le, dar nu vă simțiți în pericol aici? Nu. Păi și dacă... Dar de ce să fim în pericol? Păi poate că riscați ceva dacă tot sunt reale chestiile astea și... Dar dacă riscăm ceva, Horațiu Firică zicea, ne primiți să zică, sunați la ambasadă dacă vi se întâmplă ceva. Nici până capul mi-a trecut să sun vreodată la ambasadă. Nu, nu ne trece, bineînțeles. Dar a fost discuția asta ca să înțelegi, la nivel de 92. Cine sunt domnii respectivi, cum au fost, dacă erau observatori, sau dacă veniseră ca să observe, fiind atașați la ambasadă special, evenimentul ăsta electoral, era important evenimentul electoral, că era primul pe noua Constituție. Adică aveam de data sau asta aveau nevoie de, sau aveau nevoie, departamentul de stat avea nevoie de niște probe ca să arate pisica noii puteri? N-am. Orice variantă teoretic posibilă este foarte binevenit. Luată în considerare. Ai cunoscut, e limpede deja pentru toată lumea, cred, ai cunoscut tot ceea ce a fost politician în ăștia 30 de ani. Tot ce a apărut, pe piață. Dragule, ce poți spune despre clasa politică? Dar ce mă interesează aici? Ce poți spune despre aia care erau clasă politică în perioada 90-2000? Versus sau în comparație cu clasa politică din 2010-2020? Bun, noi pe vremea aceea doream, eram tineri, aveam multe speranțe, de-aia nici n-am plecat din România. Da. Toți colegii mei de facultate, în 94 nu mai găseai practic pe niciunul pe aici, în zonă. Că murea industria asta, toți, Canada, Statele Unite, prieteni. Da, găseau slujbe bune. Noi am rămas, am zis, Doamne, ne apucăm pe Dumnezeu de picior, îndreptăm țara. Naivități de-astea de... tineri zglobi, nu? Ni se păreau o bătălie atunci între politicieni, între o stagnare de tipul totul să desfășoare lent și alții care ar fi vrut ca totul să meargă repede. Așa părea. Așa părea. Motivațiile erau însă total diferite de alea pe care le-ar fi avut un om cinstit care chiar credea în mesajele respective. Motivațiile și ale unora și ale altora erau total diferite. Păi știți, dau un exemplu concret. Demi. Toți cei care au vrut privatizare cu orice preț și rapid, am văzut ce s-a întâmplat după ce Gașca Roman. Mă rog, Gașca și nu numai. Cu tot, guvernele CDR care au urmat, am văzut care au fost efectele. Toți cei care spuneau că nu ne vindem țara, la rândul lor am văzut care au fost efectele. Câte întreprinderi intraseră în faliment fără nicio soluție. Deci ca să înțelegem că motivațiile probabil erau altele. Dacă mă întrebe acum care ar fi fost motivațiile, care? La nivelul de 90, foarte puține persoane fizice care doreau să joace un rol, n-aveau, ar fi avut suficienți bani încât să cumpere întreprinderi și să fie ale lor. Și aveau nevoie de un time-out până rezolvă problema cu banii. 2, 3, 4, 5 până ani. Se capitalizau. Până se capitalizau ca să le cumpere ei. Ori dacă te dai drumul la privatizare din 90, veneau ăia care aveau deja bani de afară, cum s-au dus în Polonia, în Cehia, în Ceoslovacia, după aia în Cehia sau Slovacia și rezolvau problema. Nu mai aveau știrați ce cumpăra, ca să vândă apoi ei celorlalți. Corect. Deci asta a fost miza, cred eu. Dacă te uiți la structura economiei românești în momentul de față și o compari cu structura economiilor celorlalte state care au luat împreună cu noi startul din Estul Europei, o să descoperi diferențele majore fix în tipul ăsta de înfruntare. Acolo, de fapt, am stat pe loc neadoptând nici prima soluție, nici a doua soluție vreme de 3-4 ani. Când nu iei nicio măsură, iar alții au, merg deja pe o cale, tu ai niște ani în urmă. Mi-aduc aminte că ne uitam și vedeam că se înviorau. Vedeai că Volkswagen se duce în
Cehia, în Cehia, cu Skoda. Exact. Nu? Exact. Că luat, acolo. Da, da, da. Vedeai că Toyota a stat până 90 delegația vreo lună pe la Intercontinental, tot încercând să facă... Încercând să facă aici. N-a ieșit nimic. Nu. Ok, deci... 90. Noi, plus am venit și mineria, da, care a ca schimbat paradigma. Da. Iar noi ca jurnaliști și scriam, primul articol era tare de tot. A venit Xulescu să ia ară. Și? Pac, și după aia ne uitam consternați cum nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă nimic. Ba chiar erau puse în mișcare niște sindicate să se opună. Sigur, să întotdeauna s-a întâmplat așa. Da, și în final au rămas fără fabrică și sindicatele alea care echipurile apăreau locurile de muncă au rămas fără niciun loc de muncă. Și au rămas fără niciun loc de muncă, da, exact. Da, asta s-a întâmplat în multe locuri. În această paradigmă am lăbărțat-o vreo 6 ani. Da. Când a fost prea târziu să mai ai măsurile pe care le puteai lua în 90, da, 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 și da, când a fost prea târziu să mai ai ceva redresabil prin fără injecție de capital. Da, exact, că toate erau depășite. Delay-ul ăsta... Deci România era pusă pe butuci și în momentul ăla puteai să faci, în opinia mea, ce vrei cu să pui orice tip de condiții. Cam asta a fost chestiunea. Cu clasa politică acum. Sub ce aspect vrei să facem comparația? Sub aspectul doctoratelor și a școlilor pe bune? Păi sub aspectul școlilor pe bune, ăia care erau așa cum erau ei în parlamentele alea de până în 96 și chiar și 2000, în opinia mea erau cu 3 clase peste ce vezi acum. Ce vezi acum e ca și când a fost un ospăț domnesc și au căzut frimiturile de la masă pe jos. Asta este ce vezi acum. În comparație cu pregătirea pe care o aveau pe bune cei de atunci. Da, aveau carte. Să luăm niște jaloane. Cum arătau comisiile juridice ale Parlamentului în 92, 93, 94, 95, 96 și cum arată astăzi? Da, erau juriști de prima mână. Comisiile juridice. Erau toți profesori universitari. Da, 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 da. Deci, nume, da, comisiile juridice. Da, da. Acolo unde, nu așa, dai avize, stai și discuți tehnic, legile și așa mai departe, unde dezbaterea e mai mult pe știință de carte decât politic. Acum e invers. Păi te rog să-ți aduci aminte bietul Bolca și Dumnezeu să odihnească. Domnule, că îl vedeam pe, și recent, da, până se prăpădească. Da, profesor Neagu, Iorcu Bolca. Îl ascultam pe la tine, pe la ăștia care faceți talk show-uri politice, la zonă. Păi, domnule, ținea niște lecții de drept constituțional, de rămâne cu gura căscată. Acum să asculte lecții de drept constituțional. Da, da, da. Serios, adică cine mai... Dar stai, ne mai împiedicăm de Constituție, cumva? Din câte se vede... Nu, erau dezbaterile de la Comisia Constituțională. Noi le-am urmărit, eram în Parlament în momentul ăla. Stăteam ore întregi la acele dezbateri. Erau libere, erau deschise. Dumnezeu, acolo se puneau niște probleme. Nu, luai notițe și învățai carte. Predescu, Ion Predescu. Da, nu putem face așa pentru că efectele sunt astea. Erau dezbateri, erau inclusiv cei din opoziție de pe vremea aia. PNC sau liberal, domnule, erau oameni acolo în comisia aia. Aveau puncte de vedere diferite, dar se și înțelegeau și își dădeau, cum să zic, dreptate unul altuia la un moment dat, când era o chestie strict juridică. Păi lega cartea. Sigur că da, avea un numitor comun. Bun. Păi l-ai pomenit mai devreme, că te-ai dus cu, era ministru de interne, domnul Babiuc. Da. Domnul Babiuc era profesor universitar de drept civil, tobă de carte. Exact, exact. Deci așa arătau lucrurile. Și acum de ce nu mai avem? De, de ce nu mai avem? Eu de cred că el a căutat. Este o opinie subiectivă. Absolut. Eu nu cred și n-am crezut niciodată că România n-ar avea bazin în care să furnizeze marfă pentru comisiile juridice și așa mai departe. Deci dacă partidele s-ar îngriji să propună pe listă astfel de oameni cu știință de carte, ar avea. Nu trebuie să fie toți. Trebuie să fie zona care securizează anumite elemente cheie. Ar avea. De ce nu se întâmplă asta? Pentru că probabil că numirile respective se fac după alte criterii interesate fiind. Eu am ajuns la o concluzie la un moment dat, văzând ceea ce se întâmplă și am sentimentul ăsta de ani de zile. Din al doilea mandat al lui Băsescu am sentimentul ăsta foarte puternic. Și anume că oamenii ăștia pe care îi vedem și pe care îi alegem sunt de fapt ca o perdea pusă în față, în fața scenei în care de fapt se desfășoară cu adevărat lucrurile, pentru ca românii să vadă perdeaua și să pedepsească perdeaua la alegeri. Să nu-i vadă pe cei care chiar trag de manete cu adevărat. Păi când am avut dovada abuzurilor, săvârșite cu ajutorul unei instituții de forță, cu decizia ale Curții Constituționale, cu CEDO, cu asta, nu ne-a sunat clopoțelul că era un to-do list. Și când cineva din perdea făcea altfel decât trebuie, mă, unora dintre noi ne-a sunat clopoțelul.
Exact. După cum bine știi. Deci eu cred că în momentul de față, totul e la salvarea aparențelor. Uh-huh. La asta se rezumă. Uh-huh. Și trebuie să avem parlament, pentru că trebuie. Toți ăștia din Europa n-au. Trebuie să avem președinte, trebuie să fie ales cu vot și așa, pentru că trebuie. De asta trebuie. De ce? Pentru că trebuie să existe un responsabil când lucrurile nu merg bine. Și nu trebuie să se vadă adevărații responsabili. Da, asta este, este părerea mea. Japonezii fac o chestie în corporațiile alea ale lor, într-o zi. Uite, în Statele Unite e pe față războiul ăsta pe care ți-l deschid. Este evocat în discursul public acest tip de mecanism pe care, de pildă, Trump zice că îl vrea demontat, iar el neagă că există. Cu Flynn cum o fi fost? Cum i-au făcut generalului Flynn dosarul? Cum? Acolo e o chestie... Am văzut foarte clar. Seamănă? Cum? Seamănă ce a pățit Flynn cu metodele folosite. Cu ce a fost la noi? Sigur că da. Bun. Diferența este că acolo, odată ce se constată lucrul ăsta, se mai și îndreaptă lucrurile. Se întâmplă ceva. Iar aici când vrei să le întrebi, ghiși cine sare cel mai tare că nu e voie să redresezi lucrurile. Da, ei. Sigur că da. De ce? Departamentul de stat. Da. Mijloc de exercitare al puterii. Da. Nu politice neapărat. Puterii, în general. Bani, putere, atât. Bani. Atât. Da, sigur că da. N-am înțeles noi lucrul ăsta și încă, la noi nu se reacționează la logică. La noi se reacționează la lozincă. Băi, dacă lozinca e bună, prinde. Creează emoția, popor latin. Atât. Funcționează la... N-ai nevoie de emoții, ți-a spus. Da, funcționează la emoție. Noul număr evenimentul istoric este acum pe piață. O mare enigmă istorică, rezolvată. Teroriștii din decembrie 89 erau militari GRU. Descoperă detalii exclusive dintr-un studiu realizat de un fost ofițer SRI. Constantin Dinu Dobrescu, un personaj demn de romanele de spionaj. Cum și-a înscenat arestarea de către securitate? Un dictator căruia i-aș încredința copiii mei. O nouă perspectivă despre imaginea lui Stalin realizată de un ziarist occidental. Caută revista evenimentul istoric la chioșcuri sau abonează-te pe agoramag.ro. Ai pomenit, ai spus și foarte bine, ai spus foarte corect, ai spus criteriul ăsta al cărții, cartea e legat. Asta e deosebește. Dragule, pe tine, nu știu, tu cum înțelegi lucrul ăsta, că eu nu-l înțeleg. Au venit ăștia, puștii ăștia, și nu o spun peiorativ, o spun cu plăcere, cu drag, ăștia, ai USR-ului. Băi, ăștia au venit cu carte adevărată de afară, facultăți prestigioase, meserii adevărate. Mă, ce-i cu ei? Că n-aș vrea să pronunț cuvântul ăla cu T, care începe cu T. Doamne, au venit cu... Adică... Ei au o senzație că dacă... Doamne, faci un Massachusetts Institute of Technology sau o Sorbonă sau nu știu. Și ești prost și isteric? Cum? Nu, aici eu am o altă teorie, cumva. Ce explicație? Ce-i cu ăștia? Acolo, ei consideră că ceea ce se întâmplă acolo e valabil și în România. Nu e valabil și în România. Degeaba vii în armat de la Sorbona cu emblema unei mașini de lux, patru roți și cauciucuri și cu stopuri cu LED, încercând să le pui pe mecanismul de aici. Arată ca și când baba pune mâna pe mitralier. Nu merge. Ei sunt educați și apucă nervii sau ce? Și apucă nervii. Sistemul ăsta educațional. Măi, tu vezi, tu-l vezi pe Andrei Caramitru. Mă, Andrei Caramitru a făcut o facultate foarte adevărată. Da. Mă, posturile, joburile pe care le-a avut el pe afară, mă, joburi adevărate, grele, complicate. Da. Păi ăsta se comportă absolut, nici nu știu, decerebrat. Cineva spunea... Cum e posibil? Păi, stai puțin, că educația universitară este una și bunul simț și cei 7 ani de acasă sunt altceva. Cineva îmi spunea că preferă un cioban cu 7 ani de acasă decât un super universitar de ăsta care nu dă 2 bani pe bunul simț și pe bunele maniere. E adevărat. Țuțea o spune altfel. Compara la laureatul primului Nobel cu... Cine știe ce ștampilă mai încasezi dacă te mai referi la Țuțea, la Cioran. Multă vreme. Nu ai voie să faci chestii de genul ăsta astăzi. Nici la Eminescu câteodată am văzut că nu e bine să te referi. Da, da, e periculos, mai ales dacă te referi la activitatea lui din presă. Da. La poezii se mai înghite cum se mai înghite. Dacă încep să-i citesc din articole de presă, din presa vremii... Da, la volumul, domne, volumul 12, 11 sau 12. Nu e politică corect să vorbești despre Eminescu. Domnule, e foarte interesant. E foarte, foarte interesant. Deci, am mai remarcat o chestie. Tipul e de educație. Domnule, la noi, mi-ai dat o pe vremea noastră, în ciuda regimului ăla, aveam profesor de istorie, Dumnezeu să-l odihnească pe Rădulescu, profesor de istorie din Cantemir. Deci ne spunea mâinile la spate și începea să ne povestească. Da.
cum a fost cu adevărat, nu cu manualul ăla. Mâinile la spate. Dom'le, și noi am avut un profesor de istorie la Matei Basarab. Deci se putea atunci și se poate acum? Porchiseam leu. Omul făcuse teologia, se schimbase de vreme în comunism și făcuse și istoria după aia. Deci îți dai seama, avem un profesor de istorie care fusese preot. Da. Dom'le, l-ascultai, nu prea înțelegeai ce spune, dar îți transmitea vibrația, îți transmitea emoția și îți transmitea senzația că la un moment dat, peste niște ani, când te mai deștepți, o să înțelegi ce ți-a spus el la clasă. Ăștia erau profesori în vremurile alea. În vremea aia, totuși, școala încerca să-și dea și cultură generală. Da. De ce? Și nu numai aia direcționată pe tipul de meserie pentru care te pregăteai. Ca să ai o viziune de ansamblu. Astăzi, nu mai există targetul ăsta, mă, trebuie să creăm oameni cu viziune de ansamblu. Trebuie să creăm un om care să gestioneze perfect domeniul ăsta, care e foarte îngust. Uh-huh. Când toată viața stai să gestionezi domeniul ăsta și n-ai timp nici să respiri, să ieși din el, mai ai tu o viziune de ansamblu? Nu înțelegi nimic. Asta este altă chestiune. Pe vremuri, eu am simțit asta ca electronist. Facultatea aceea trăgea de noi să înțelegem cum funcționează lucrurile pe care noi nu le aveam. Să vedem cum putem compensa decalajul tehnologic, să creiem și să găsim soluții și să construim. Astăzi ești educat mai mult în sensul de a deveni un utilizator performant, nu un om de concepție performant. Pe principiu că lasă, bă, ce concepție să faci tu aici, că cum o să ai nevoie aici. Așa este. Concepția o fac alții în altă parte. Da, noi ne zbăteam. Și atunci n-ai... Unii dintre noi chiar eram ăia mai buni, n-am fost eu niciodată vreun premiant, dar ăia mai buni erau pregătiți pentru cercetare, pentru dezvoltare. Dar există și cercetare, Sigur că da. Sigur că chestia asta te punea tot timpul în priză să gândești. Da. Bă, n-am asta, cum fac să am și eu? Cum au ăia? Cum construiesc? Dar n-am tehnologia, dar cum aș putea? Și se zbăteau lumea, nu știe, se zbăteau inginerii. Trăgeau la Xerox reviste din străinătate care venea o revistă la 1000 de ingineri. Trebuia să spui că capul și mintea la contribuție, să-ți faci rost singur de lucrurile alea care nu se găseau. Sigur te punea la un efort de gândire substanțial, fără de care nu treceai examenele. Acum am înțeles că unii le trec fără să știe la ce facultate au fost înscriși. Da. Nu se putea așa ceva. Da, nu, era de neconceput. Am cunoscut ingineri care învățau o limbă străină doar ca să poată să-și traducă cărți tehnice. Îți dau un exemplu. Publicate în limba respectivă. În facultate am făcut transmisiuni de date. Asta a fost specializarea principală. Și acolo învățam totul despre centrale telefonice, inclusiv digitale, care nu existau în România. În România existau centralele alea vechi, analogice, rotarii. După aia au venit alea pentaconte pe relee, dar nu erau digitale. Erau alcatelurile din Franța. Nu exista niciuna în România înainte de 89. Noi știam să programăm, știam limbajul lor de programare. Fără să vedem centrala, știam modulele fără să o vedem fizic. După 90, când am avut la institut o discuție cu cineva de la Alcatel, ăla era mirat cum voi știți să programați centrala fără să fi pus mâna pe aia. Da. Ca să înțelegi diferența. Ăsta era nivelul. Păi de-aia inginerii noștri pe unde s-au dus după 90, pe unde au plecat, pe unde au fugit, au făcut treabă. Pomenirăm de mari politicieni ai României, o întrebare pe care o pun tuturor invitaților mei. La un moment dat cred că va ieși o chestie interesantă, așa, cu o tentă de statistică. Duminica viitoare sunt alegeri pentru Palatul Cotroceni și candidează Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Claus Iohannis. Pe cine votezi, Răzvan? Pe Ion Rațiu. Pe Ion Rațiu, săracul de el, da. Nu, din ăștia patru. Deci mai zi o dată. Ion Iliescu, da. Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Claus Iohannis. Deci îmi pui o mare și grea întrebare. Uh-huh. Mă pui să aleg între un om care a avut știința de a se cocoța pe val fără să facă nimic și să iasă bine și să cadă în picioare tot timpul, Ion Iliescu. Între un om extrem de bine dotat aici, inteligent, dar în opinia mea extrem de ticălos, Traian Băsescu, ticăloșie la maximum, între un profesor cu cartea la zi, cinstit și corect, Emil Constantinescu, dar foarte naiv, și între mai cine? Și Claus Iohannis. Prietenul nostru. Dom'le, serios, adică îl dăm pe Ion Iliescu la o parte și îl alegem din nou pe Emil Constantinescu în toată chestiunea asta. Nu se poate. Ion Iliescu cred că nici nu și-ar mai dori, dacă stau să mă gândesc. Și mai e o chestiune pe care orice om cu experiență, 30 de ani, o judecă în perspectivă. Păi nu vezi că și astăzi, deși omul e pătușe, nu iese din casă, este cicădul partidului Iliescu.
care partidul lui Iliescu, domnule. Deci s-a pus anatema, ștampila aia greu de scos, cu consecințe dure. Deci degeaba l-ai alege. Pentru că nu poate să facă nimic cu ștampila asta, că nu a putut Dragnea să mai facă nimic cu ștampila aia. Deși multe enunțiuri erau corecte la Liviu Dragnea. Da. Ok. Deci da. În momentul ăla te gândești și logic. Bă, da. Ai tras un cartuș în aer. N-are da. Rost. Unii oameni... În schimb... Unii oameni se aduc în această situație. În schimb, situație. Sunt și eu da. Curios. Uite, într-o ipotetică dezbatere, Emil Constantinescu versus Claus Iohannis, ce-ar putea să-i reproșeze Claus Iohannis de Emil Constantinescu? Poate să-l facă comunist? Nu. Nu. Pentru că dacă nu venea CDR-ul cu Emil Constantinescu, România nu la drumul care l-a adus la scăunarea lui Iohannis în final. Așa e. Corect? Bun. Așa e. Nu poate să-l facă comunist. Așa e. Nu mai merg lozincile într-o astfel de discuție față în față. Teoretică, evident. N-ar mai merge lozincile. Deci, din punctul ăsta de vedere, aș fi și eu suficient de antrenat să aleg ca la șah. Cu două, trei mutări în față. Și sunt convins că un om ca Emil Constantinescu, pentru că e cu carte, când spun cu carte, mă refer eu, eu așa cred, nu știu, poate greșesc, cred că are mult mai multe biblioteci citite decât domnul Iohannis. Așa mi se pare mie, mult mai multe, nici n-are rost să... În primul rând că a făcut două la zi, două facultăți. Bun, omul ăsta chiar presupun că a greșit flagrant la un moment dat. Dom'le, acești oameni sunt oameni capabili să învețe de propriile greșeli. Sunt două categorii de oameni, în opinia mea. Da, da. Oameni care nu pot învăța din propriile greșeli și oameni care învață și din greșelile altora. Idealul, da. Exact. Deci domnul Emil Constantinescu se încadrează la oameni care pot învăța inclusiv din greșelile altora. Pentru că formația în sine e de așa natură. Dincolo nu bag mâna în foc. Dincolo nu bag mâna în foc. Excelent răspuns, mi-ai dat. Excelent răspuns și mă așteptam. Într-un răspuns care te caracterizează, îți dă măsura. Așa gândesc, nu e nimic... De ce nu scrii? Am avut o surpriză cine uluitoare. Cine mai citește în ziua multă de lume. Multă lume. Nu începești tu cu chestia asta, cum am spus. Am avut o invitată pe Andra Gavril, de la TVR Cultural. Perfect. Fată superbă. Absolut, deșteată, da. Și care spunea, dar lumea, uite, nu mai vrea cultură. Nu, nu e adevărat. Nu e adevărat. Sălile de teatru sunt pline. Sau, mă rog, erau pline până să vină... A rezolvat o carcala cu șpa asta. Eu cred că ieșim și din prosteală. Ce mi-am zis că 2 ani. Ce rost mai are să mai sperăm. Hai să o vedem. Da, să ne vedem ieșind și după aia discutăm. Și a căzut pe gândul și a zis, da, uite, așa este. Mi-era, așa și-a cu cititul. Măi, eu am... Uite, stau cu o carte aproape gata. Bă, ce-o spun de pe acum? Stau cu o carte aproape gata. Ce carte de despre ce scrie? Ce-am trăit eu în 30 de ani de presă. Foarte dar nu tare. Cu o colecție de interviuri. Foarte povestiri, tare. Da. Interviuri date da. Pe care am vrut să o scot inclusiv cu un CD. Pentru că dacă eu să bag la un moment dat o frază în ghilimele care aparține unui om, fi politician la nivelul anilor 95, domnule, va fi atât de incredibil că ăla chiar a spus chestia asta. Încât îți trebuie probă. Nu, bă, ăsta visează. Nu, domnule, ia ascultă CD-ul. De pildă, ca să-ți dau un exemplu de frază pe care CD-ul ăsta ar putea să o conțină. Am avut un interviu cu Radu Ciontea, care a fost cu președinte al Vetrei Românești, pe UNR, a condus și pe UNR o vreme foarte scurtă. Da. La un moment dat a plecat din pe UNR, prin 95 se dusese el la liberali, mă rog, supărat, Și la un moment dat îmi spune așa, domne, a venit Virgil Măgureanu la mine. Ardelean copil de munte, cu care am făcut armata la jandare, am fost la jandarme, adică coleg de armată, și a zis, bă, Radule, frontul ăsta se va sparge. Trebuie să facem ceva. Fă partidul ăsta. Și a venit cu statutul și programul partidului. Ordinar. Domnule, recunosc. Asta e bombă. Era senzațional. Nu mi-a mai apărut undeva chestia. Asta e bombă. Deci am avut emisiune la Radio Contact cu el. Am discul. Și îl întreb, și ce ați făcut? Domnule, am vrut să provoc deci, un martor la această întâlnire. Stai un pic, domne. Deci Măgureanu s-a dus la Radu Cionte și a spus ce Cionte. Urmează să se întâmple în țară. Domnule, frontul ăsta se va sparge, trebuie să facem ceva, fă partidul ăsta. Și a zis, domne, și pentru că eu n-am nevoie de bani, am președintele Vetrei Românești, o chestie respectabilă. Am vrut să provoc și un martor la discuția asta și l-am luat pe mine pe Petru Burca. Da. Ca să provoc un martor la discuția asta. Și ce ați făcut? Dom'le, n-am putut să fac copie programului și am seroxat în schimb alte
documente pe care le-am și când mă vor strânge cu ușa le voi da. Cu programul veniți să mă guream, programul partidului. Uite, bă, fă partidul ăsta. Deci n-ați făcut partidul ăsta, nu. Și ce s-a întâmplat? Doamne, am recunoscut pasaje. Așa? Din programul, în programul România Mare. Extraordinar. Deci am audio. Extraordinar. În 95, Radio Contact, conversația de joi seara. Ce inspirat ai fost că ai păstrat. Da, am toate casetele. Da. Tot, lăzi. Ce inspirat ai fost, doamne. Să-i ferească Dumnezeu să încep să caut. Să zică unul să mintă și să încep să caut și să găsesc cum era. Extraordinar. Deci, uite, așa văd eu cartea. Extraordinar. Știi ce am făcut și nu o să dau nume. Extraordinar. Am zis, domnule, uite, mă duc la două, trei personaje care au editor. Domnule, sau un verzi, domnule. Nu, domnule, sau un verzi, domnule. Da. Mai ales când au văzut ideea cu CD-ul, cu audiție. Păi, drepturi de autor, care drepturi de autor, domnule? Lasă că o rezolv eu cu Radio Contact, care oricum nu mai există. Nu-ți fă probleme. Da. Ce căuta un... Problema asta. Sau lasă că interviul ăla pe care l-am și pe casetă și pe care a fost transpus în zigzag, nu, lasă că poate i-auzi vocea, sună mai bine vocea. Da. Nuanța aia, sigur că... Domne, dar e mai stupefiat. Uite-ți, numai cu d-astea vreau să fac cartea. Mai stupefiat, da. Mai mult decât apropo de implicarea serviciilor în politică. Domne, rețin mărturia lui... Și mi-aduc aminte o chestie. Am tot... 95 s-a întâmplat. Știi cât am tras de Măgureanu? Să-mi zică dacă e adevărat sau nu, un an de zile. Și a evitat. După un an. Da. Deci ce s-a întâmplat în anul ăla? Au fost niște alegeri. Da. A câștigat aceea. Zice, domnule, nu e adevărat. Atât a spus. Da. În timp ce unul dădea cu lux de amănunte. Da. Și celălalt a zis, nu e adevărat. Luați ambele declarații cu titlul de inventar, nu-i așa? Da. Senzațional. Da. Apropo, dacă mă chinui, s-ar putea ca pasajul ăla să l-am și în telefon, salvat într-un MP3. Senzațional. Da, deci istoria, peste 20, 30, 40 de ani, istoricii de așa ceva vor avea nevoie, Răzvan. Istoria definită de Napoleon. Știi cum a definit Napoleon când era în exil, în primul exil, istoria? Nu. Un set de minciuni asupra cărora s-a căzut de acord. S-a căzut de acord, exact, da. Aia da, e istoria? Da. Povesteam într-o emisiune tot aici făcută de colegul nostru, de Radu Popa, și spuneam că pe mine nu mă interesează că este la iveală faptul că Muguri Sărescu a fost colaboratorul securității. Nu mă interesează acum. Pe mine m-ar fi interesat asta în 1995, iată coincidența anul ăsta, când eu publicam un document în evenimentul zilei, pe care s-a chinuit foarte mult Muguri Sărescu cu niște prieteni de-ai lui să oprească de la publicare, solicita Sever Mureșan ca SM Invest să devină acționar semnificativ la Banca Dacia Felix. Ca să devii acționar semnificativ, adică să ai... Trebuia să-și dea acordul 4-5%, Banca Națională. Trebuia în primul rând să îndeplinești niște condiții. Sigur. Vechime, capital, etc. Și să fie de acord BNR. BNR, da. Dom'le, și pe solicitarea aia, în colțul din stânga, a scris domnul Licuriceanu. El era șeful serviciului supraveghere și prudență bancară. Scria, nu îndeplinește niciuna din condițiile legale pentru a deveni acționar semnificativ. Și semna Licuriceanu în stânga, în dreapta. Se aprobă. Muguri Sărescu. A, și erai curios să înțelegi de la nu îndeplinește la se aprobă ce a făcut diferența. Bă, prietene. Pe mine atunci m-ar fi interesat. De ce? Pentru că Muguri Sărescu ducea o politică de a permite orice în băncile românești. Pentru ca președinții, directorii, să comită fapte cu iz penal, să poată să fie arestați, băgați în pușcărie și să fie preluate de băncile străine. Câtă vreme lucrurile astea... E foarte curios. Deci, Mugur Ciuvică, grupul de investigații politice, documentele din arhiva PCR despre Traian Băsescu. Deci s-a dovedit până la urmă că toate alea erau reale și că așa a fost. La cât timp după? Da, lasă-l, dragule, pe Mugur Ciuvică. După ce n-a mai fost nimeni. Radu Mazăre a publicat în martie-aprilie 90, în contrast, registrul informatorilor la Securitatea Port. Corect. Dar noi nu știam de Isărescu, noi jurnaliștii. Păi știam din... Bănuiam. Chiar dacă nu aveam documentul. De ce? Pentru că noi, ca jurnaliști, am avut tot timpul foarte multe off the record-uri cu foarte mulți. Sigur că da. Care îți dădeau atâtea amănunte, dar fiind off the record și noi respectându-ne profesia, niciodată... Ce face, sigur că da. Sigur când că a fost off the record, n-am publicat. Eu știu jurnaliști care au vrut, inclusiv pe la Zigzag, am avut colegi,
care au început să publice off the record din dorința de spectacol, ei nu mai sunt în presă de mult. Da, da. Deci da. În momentul ăla ai terminat sursa, ai terminat tot. Da, 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 da. Să nu, fiecare. Nu, nu e etic să faci așa ceva. Dacă omul ăla zice, stau de vorbă cu tine, dar off the record, sigur că da. La tot îți faci o favoare, pentru că înțelegi un context. Te orientează, te deșteaptă și te orientezi. Te sigur că vezi de unde apuci chestia aia și poate faci rost de confirmare altfel, pe alt canal, dar ți-a dat o idee. Da, da. Ți-a mai adăugat ceva la background. Da. Nu se refuză un off the record. Spune-mi, te rog, atât cât poți. Bineînțeles. Da. De pe unde ai plecat? Bănuiesc că unul ca tine a plecat pe chestii, cum să spun eu, pe chestii nasoale. Adică i-ai enervat, i-ai deranjat, ai spus, ai publicat ceva ce nu le-a convenit. De ce ai plecat de la realitatea? Ce s-a întâmplat? Păi s-a întâmplat că după emisiunea aceea... Că știu, dar iartă, a soții ai plecat, că ai publicat un material nașpa. A murit ăla pe care l-a enervat cu materialul ăla, din câte știu. Da, nici nu vreau hai să nu... Noi n-am și mai hai să nu pomeni. Da, nu mai vreau. Hai să nu pomeni. Deci mie niciodată... Dar mă interesează episodul realitate. La realitatea, până în 2009, chiar și după episodul cu Păsescu și cu imaginile alea, care n-au fost ale realității, au apărut într-un ziar. În Guardian. Da. Au apărut în Guardian în timp ce eram deja în prima parte a emisiunii. Băsescu venea în partea a doua. Păi cum ar fi fost? Să nu-l întrebi, deși l-ai acolo, despre lucruri care deja erau discutate de alte posturi. Adică vine omul la tine în studio să nu-l întrebi, te faci pe... E balat cu el, asta însemna să nu-l întrebi. Dom'le, despre ce e vorba în imaginile alea? Înțelegi? Dacă tu nu-l întrebai, că e foarte important și cine îl întreabă. Da. Dacă tu nu-l întrebai, scandalul ar fi fost de 10 ori mai mic. Nu știu, dar nu asta e scopul. Nu, bineînțeles, bineînțeles. Cum ar fi fost? Tu ai fost jurnalist. Trebuie. Și să știi că întrebarea aia pe care ai pus-o tu... Nu, întrebarea a fost alta. E trucaj și a zis că nu poate să spună asta. Proba curățenii tale, dragule. Păi pentru că și eu vedeam pentru prima oară acele imagini. Da, da, da. E trucaj într-o campanie, ne putem aștepta și asta. Nu știu, nu pot să spun asta. Pe cum pot să spun asta? Da, 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 da. Și a doua zi e trucaj. Da. Dar atunci în emisiune nu era trucaj. În emisiune știu, mi-aduc aminte perfect. Okay, perfect. Da, îi devine Dumitrescu. Da, da, da. Ok, da, da. Eu nu am ce să-i reproșez acestui individ, pentru că tocmai ce am spus că în opinia mea este un ticălos desăvârșit. Foarte inteligent, ticălos desăvârșit. Da, okay. Nu pot să-i spui că e prost. Bun, e în regulă. Deci n-am lui ce să-i reproșez. Da, da, da. Dar am avut senzația că din, că momentul ăla... postul, oameni din post ar fi fost foarte dorniți să scape de Dumitrescu, numai că nu aveau curajul să o spună. Și i-am scutit de această chestiune. Și început să se uită la tine? Ca la... I-am scutit de această chestiune și iarăși nu dau nume. Și iarăși nu dau nume. Și vreau să fac o mare distinție aici. Și o spun pentru prima oară. Nu e vorba de Sorin Ovidiu Vântu. Nu a făcut niciodată presiuni sau măcar să-mi sugereze Vântul vreodată ce să facă în emisiunea asta. Cum la fel niciodată Voiculescu la Antena 3 n-a existat vreodată. Bazaconile astea care circulă pe net, oamenii lui Voiculescu, tâmpenile astea. Nimeni nu mi-a zis vreodată fă așa. Da, da. Sau fă invers. Da. Și nici nu pot să fac altfel decât gândesc și cred că ar fi corect. Dacă am avut ceva să reproșez unora despre care am bănuiala că doreau chestia asta și așa mai departe, este, bă, aveți, bă, curajul să spuneți, dacă vă încurc, eu înțeleg că instituția primează, domnule. Zi-mă, domnule, franc în față și am făcut eu pasul, dar nu așa zic, domnule, totul e ok. M-am și de fapt tu să ai proba zilnică că nu e nimic ok. Ce bine te înțeleg, așa m-am simțit eu ciumat la adevărul, la adevărul lui Patriciu, Dumnezeu să ordinească. Eu am prostia să cred că mă duc la adevărul, un cotidian, Patriciu, nu, un cotidian liberal. Domne, deci după ce am scris... Ai fost coleg cu băiatul ăla, cu Gregoar? Nu. Că Gregoar era acolo... M-a ferit Dumnezeu. Nu, el a venit după mine, după ce m-au dat pe mine afară. Dar până să mă... Eram redactor șef ajung acolo. Până să mă dea pe mine afară, au fost două luni, eram ciumat. Domne, aveam lepră, aveam ăsta, COVID, aveam ăsta, nou coronavirus. Nu se inventase ăsta, era... Da. De ce? Scrisesem un editorial, oare de ce nu s-o fi făcut Monica Macovei căcănar? Cred că știu editorialul. Cred că era legitimă, adică ea când a fost numită ministrul justiției, a spus că ea nu are încredere în justiție. Și asta mi-a adus aminte de o fază care s-a petrecut între Tudor Arghezi și preotul care venise la mărțișor, la Bobotează, și care l-a întrebat preotul, l-a întrebat pe Tudor Arghezi, maestre, oare o exista Dumnezeu? Și Tudor Arghezi zice, părinte, de ce nu te-ai făcut matacă cănar?
Corect. Așa bună replică. Da. E, am văzut cum este să fii ciuma. Te-a tatonat un serviciu de informații, nu. Să te agațe, să te recruteze? Apropo, am fost martorul schizmei din SRI, așa? Dintre Măgureanu și Dumitru Cristea. Primadjunctul. Profesorul. Profesorul Cristea. Doctor în psihologie socială și așa mai departe. Tip. Psiholog. Tip cu carte. Da. Ce vorbești? Am fost martorul acelei schisme, jurnalistic vorbind, eram la Flacăra, redactor șef. Nici nu mai mi-amintesc. La Flacăra lui George Arion. Da, Arion. Da. Ok. Și în calitatea aia, noi abordasem subiectul. Am încercat să vedem ambele puncte de vedere și așa mai departe. Ce s-a întâmplat acolo? Ceea ce s-a întâmplat... Eu am auzit doar zvonul de cancan. Ceea ce s-a întâmplat off the record nu poate fi povestit. Nu poate fi povestit. Pentru că e off the record. Dar ce spun eu? Că după ce s-a încheiat chestia asta și în final nimeni n-a murit. Și îmi asum termenul. Stai, cum adică nimeni n-a murit? Ce vrei să spui? Adică cei care picaseră în disgrație n-au fost călcați de salvare pe trecerea de pietoni. Asta vreau să spun, ca să fiu pe românește foarte clar. Am avut o discuție cu un domn, nu-i dau numele, care a zis, domnule, vă mulțumim pentru etică. Uh-huh. Etica abordării. Uh-huh. Pentru că atâtea off the record-uri au fost, mulți le-ar fi dat din casă. Uh-huh. Uh-huh. Multe se pliau. Uh-huh. Off the record. Uh-huh. Și am zis, dar nu înțeleg de ce mulțumiți pentru că răsare soarele sau pentru că noaptea e noapte. Adică eu nu înțelegeam lucrul ăsta. Nu, e o țară unde te miri când un om e... Domnul Dumitescu, cât de naiv sunteți. Uite, dumneavoastră nu o să fiți niciodată într-o funcție publică în România. De ce? Nu puteți fi șantajat. Și acea, întreb dacă omul ăla care era din sistem spune asta, înseamnă că ăsta e criteriul funcției publice în România? Asta este. A, bun. Și eu am luat-o cu titlul de inventar. Eu sunt în măsură să spun de unde știa omul ăla. Cred că este foarte interesant și pentru cei care se uită la noi să înțeleagă. Deci omul era în top. Tu, topul topului, ai la serviciu surse deschise în arhiva lor operativă. Tu, ca noi toți jurnaliști, ai un dosar. Și dosarul ăla are un... Așa opis, este. Cine are intră, un opis, exact. Așa, cine intră acolo, așa, și mulți din ăștia care intră pe la dosarele noastre, intră, se uită, îl închid și îl pun la loc. Și există o fișă pe o coală a patru, scrisă între jumătate și trei sferturi, unde e o caracterizare al dracu de bine făcut. Da, e sociopsihologică. Eu mi-am citit-o pe a mea. Ai avut această prilejă, n-am reușit să mă citesc pe a mea. Vorbim după emisiune, da. Domne, și acolo... Curgeau. Apare o chestie, domne, care... cum mi se poate capta bunăvoință? Aba. Deci la unii dintre noi scrie ăsta. Înțelege de argumente raționale. Aha. Ok, deci nu vă zici, argumente raționale. La alții scrie cașcaval cu tare... familie numeroasă... Renumerație mică. Exact. Da. Dumnezeu descrie la fiecare... Da. Recunosc ori de câte ori, câte un general, îl pomeneam mai devreme pe bietul general Traian Ciceo, șeful diviziunii, Dumnezeu să-l odinească. Discuție înainte de emisiune și ne aminteam niște lucruri. E bine, m-a contactat să mă roage să scriu ceva și a venit așa cum scrie în dosar, cu probe care arătau că cei despre care mă ruga să scriem acționau împotriva țării. Dar a existat argumentul rațional probat. Probe, a venit în redacție. A, păi mi-ai deschis, uite, mi-am amintit o chestie când eram, în 2006 am avut 2-3 luni, cred, sau 4 la Guardian, director, împreună cu Alecu. Cu Ragovician. Da. Și atunci, dacă ți-aduci aminte, se punea problema cu fuga lui Haisam, cu berbecuții. Cu vaporul. Da, vaporul. Da. Dom'le, noi aveam ponturile noastre că n-ar fi fost cu vapor. Uh-huh. Și alții aveau ponturile că n-ar fi fost cu vapor. Eram coleg cu Ovidiu Hanesian, care cu răpirea și cu jurnaliștii aflase niște lucruri și scria în Guardian și așa mai departe. Și la un moment dat am fost abordați dintr-o zonă.
că astea sunt chestiuni care au și sensibilitate de siguranță națională și nu știu ce. Și în momentul respectiv, noi am zis, da, bun, până nu primim dovada că așa stau lucrurile și discutăm doar pe vorbe, noi ne facem meseria încercând să obținem cât mai multă informație. Erau cele două subiecte cu precădere tratate în Guardian. Și după discuția asta, care practic a fost un refuz politicos, noi ne-am trezit cu o tentativă de intoxicare despre care am și scris în Guardian. Ne-a venit nouă o chestie în limba arabă. Un document. Plic. A zis, dom'le, întâi am primit un anonim, un telefon. Zis, dom'le, vrem să vă trimitem ceva, e chestie, sunt cu tare, dar păstrați confidențialitatea, vă trimit cu un autobuz din Constanța, vă trimit un plic cu niște chestii. Trimite un plic în care erau niște documente în arabă, în care ar fi, noi am zis, bă, trebuie să le traducem undeva. Ce trebuia să demonstreze astea? Cum cineva, om de afaceri, aranjease plecarea lui Haisan pe un vapor cu berbecuți? A, deci ca să acrediteze, să, da, să acrediteze varianta. Noi, da. Ghinionul lor. Cunoșteam atâția traducători de limba arabă, unii care lucrau cu parchetele și traduceau documente, încât ăsta a fost ghinionul lor suprem. L-am sunat pe unul dintre ei și am zis, mă, vreau să vin cu un document la tine, să-mi spui. La primele citiri au zis, domnule, ăsta este dialect de nu știu ce, nu se pupă cu asta, este cu Google făcut. Deci să vă și compromită. Și în momentul ăla, exact, în momentul ăla articolul a fost despre cum au încercat să, ne. Deci, prostesc. Da, ce chestie a venit după refuzul. După refuzul, am zis, doi, știi ce? Da. Dumneata spui asta, și dacă ați fi publicat documentul ăla, ați fi fost aruncați într-un derizoriu. Da, de tot. Total. Ca jurnaliști, nu? Nu ziarul, ca tare. Da. Toată lumea. Da. Deci da, au fost tentative de genul ăsta. Pe aia n-am mușcat-o. Da. Pe aia n-am mușcat-o. Da. Se întâmplă. Când nu vrei să, încearcă băieții. Dacă muști bine, dacă nu muști, ghinion. Da, cu ăștia din generația asta noastră așa, care am avut ceva mai multă carte de care spuneai tu, nu prea au reușit. Astăzi, în schimb, reușesc, după cum vedem. Uite, e un motiv pentru care nu scriu. Da, reușesc. Uite ce au reușit să facă nenorocita aia de gașcă, Coldea, Chioveși. Și ți se pare că au vreo problemă? Cu deontologii. Ți se pare că au vreo problemă? Nu. Eu nu cred că dorm liniștiți, Răzvan. Dar nici mă interesează. Atâta vreme cât prăpădul e generalizat și a prins rădăcini și nu ne mai revenim din chestia asta, ce mă interesează pe mine că ăla doarme sau nu doarme liniștit? Da, așa este. Și sunt, tu știi că am discutat, că am publicat o statistică. Până acum sunt 18 oameni care au ajuns în pământ, cu crucea la cap, sunt morți, care n-au apucat să audă achitat. Păi, îți dau un exemplu cu zile. Păi cum? Cu găselița, cu Banca Transilvania, făcută la Cluj, în care în timpul audierilor un domn din conducerea băncii face atac cerebral, este internat în spital. Procurorul ăla bezmetic dă buzna în salonul de spital, ne ținând cont de medici de asta, să-l audieze și omul moare și, moare, și tot lotul achitat după aia. Păi ce faci? Cineva? Un procuror? Știu niște... Teribil de isteț, care a confundat BVB-ul cu Razdacu. Bun. Atât de bun era. Bun. Profesional. Dacă au fost luați din profesori de sport... Acum, tu de unde vrei să îi ia pe ăștia? Adică, ca să-l faci pe unul criminal. De unde îl iei, frate? Îl iei de la catedra de filozofie? Uite, aici eu am altă dezamăgire. Îl iei din canal. Eu tot discutam cu bunicul până când a închis ochii, așa, în 84 a închis ochii. Bunicul a fost și comandant de regiment, a făcut frontul în al doilea război mondial. Mi-ai povestit. Și tot discutam cu el așa și la un moment dat discutam chestiuni de-astea istorice. Eu le abordam așa cum înțelegeam eu la vârsta aia. Și de pildă am zis, dom'le, dar România a fost foarte tare, nu România, din moment ce încă de pe vremea lui Deja a reușit să evacueze armata roșie. Să nu mai există armată rusească pe teritoriul României, în timp ce în toate celelalte țări e armată rusească. Că noi ne amintim că au plecat în 89. Chiar 90. Care bunica mea se uită la mine ca la o felie de tort căzută pe jos. Da. Și îmi zice așa, bă băiete, știi ceva? De ce ar mai fi fost ăia, s-ar mai fi chinuit să țină armată să de ocupație să cheltuiască? Pentru că la noi n-a fost revoluție ca în Ungaria în 56, să ia târne de stâlpi.
pe niște comisari sovietici. De, realmente i-au spânzurat. Da, da, știu. Da. N-am avut primăvara de la Praga în 68. N-am avut carta 77 după ce au înăbușit cu armata primăvara de la Praga, un protest... N-am avut Gdanscu. N-am avut Gdanscu și Solidarność. În toate țările astea s-a văzut clar de ce trebuie armata ținută. Sigur. La noi ne-am băgat pe toată lumea la canal și am terminat o generație de 300.000 dintr-o dată. Cu mâna noastră am făcut-o încât i-au zis, bă, să trăiți bine, bă, ne-a scutit o cheltuială, vă mulțumim, de ce să o mai țină? Am omorât... De ce să mai țină? Da. Nu o să placă, nu? Chestia asta pe care... Mi-a zis-o bunicul în 84, cu vreo 6 luni înainte să moară, chestia asta. Cum simțea el ca militar? Adică ce rost avea? Să mai ții o armată de ocupație? Când nu a existat niciun pericol aici? Nu avea niciun rost. Eram... Și nici nu... Puțin colaboraționist. Colaboraționismul înseamnă așa o doză mare de... Nu știu, mă, eram capul plecat să abia nu taie. Cum? Capul plecat să abia nu taie. Mai există... Da, în Polonia au existat proverbul ăsta? Nu, cum Polonia? Polonia care s-a dus... Polonezii, armata poloneză care s-a dus... De-aia a hotărât Stalin să fie... Deci noi până să ne plângem... Păi s-au dus cu șarje de cavalerie, cu săbile scoase împotriva tancurilor... sovietice, da. Dar mai e o problemă, că așa au luptat și împotriva tancurilor germane. Da, Mai e o problemă, adică după ce vezi chestiile astea, da. Să-ți mai pui problema... Răzvan. Să-ți mai pui problema și să mai cauți explicații. Dragule, haide să arătăm și ce este bun. Ce? Este singurul popor din Europa de Est care a reușit să transforme comunismul în bancuri cu bulă, într-o caterincă. Și avea vorba, l-ai pomenit pe bunicul tău să fie odihnit. Hai să-l pomenim și pe bunicul meu să fie odihnit și el, care era un țăran. Un țăran cu două clase, dar cu mult bun simț și deștept. Și eu îl întrebam, mă, bunicule, mă, comuniștii ăștia, plugar, da. Mă, comuniștii ăștia, sunt niște nenorociți. Bă, nepoate, zice, e niște rahați, da, a zis-o românește așa. Da, zice, norocul nostru este că ei cu ale lor, noi cu ale noastre. Noi puțin au reușit să transforme, adică eu nu știu câte popoare mai spuneau bancuri despre comuniști, despre Ceaușescu, cu secretarii de partid și cu securiști, întreprinderilor. Mai am un episod să relatez în chestia asta. Uite, face sens ce spui. Pentru că în 87 eram încă student și aveam tot suiul de materii de-astea, socialism, aveam și oră de-astea, da, și filozofie, nu avem materialism, ba socialism, ba materialism, ba filozofie. De regulă le-am făcut cam cu același profesor. În 87, la una din orele astea, tot așa, fără să luăm notițe, ne spunea, dom'le, sistemul ăsta nu are niciun viitor. S-a terminat, adică câștigă ea în fanfar, nu e competitiv, nu mai durează mult. Da. Dom'le, noi eram atât de... Noi uitam, bă, ăsta ne testează. E provocator. Da, dom'le. Pe provocator. Da, da, nu. Mă întâlnesc cu el în tramvai 92, era deja profesor la Academia de Informații. Da. 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 Ăla care nu, 87, ne spunea, nu mai ține mult crapă. Da. Deci a fost revoluție, evident. A, bun, ăsta e alt subiect, sigur că da. Acum, și cu poporul ăsta român, noi de multe ori suntem tentați ca jurnaliști care suntem frustrați. Că noi suntem frustrați, că asta e condiția noastră, am vrea să se rezolve lucrurile. Am vrea să meargă totul bine, să fie perfect. Exact, da. Sigur nu, că nu, nu o să fie așa. E firea să chestia. Dar haide să ne uităm, la frumusețea acestui popor din niște perspective la care rare ori suntem dispuși să ne uităm. Românii l-au ales pe Iohannis, au zis, domne, neamț. Dom'le, dar noi ne uităm cine sunt nemții ăștia, domne, care în 50 de ani au umplut un continent cu gropi comune în care au băgat muieri și copii și bătrâni. Nu-l bag în aceeași Nu, vorbeam acum despre imaginea pe care o avem noi. Lucru nemțesc, poporul german, lucru japonez, poporul japonez. Asta vine dintr-o frustrare, că noi nu putem fi la fel. Poporul japonez, puțină lume știe ce au făcut, de exemplu, în Manciuria, în China, în timpul ocupației, n-a mai făcut nimeni. Soldații japonezi care omorau o femeie, primeau o primă, da. 10 lei. Dacă femeia era gravidă, prima era dublă, era 20 de lei. E bine, românii nu servesc așa ceva, dar pe român, dacă vrei să-l încolonezi și să se ducă în pas de defilare, să omoare lume, românul celălalt să duce, tu vin și o mai încolo, să termini și prițul ăsta. Așa este. Și te bagă și în măta. Da, asta e partea bună. Asta este partea bună. Partea finală, ca să zic așa, este că în momentul de față, nimeni. Că nu ne saltăm, știu. Că nimeni nu o să-ți scoată în evidență partea asta bună. Așa este. E o competiție furibundă, acerbă. Competiția asta schimbă regulile din mers. Nu te anunță nimeni când se schimbă regulile. Așa este. Afli post factum că s-au schimbat regulile. De ce? Pentru că tu nu ești în stare
să judeci ca la șah în competiția asta, câteva mutări înainte. Eu nici nu știu dacă ai noștri se duc la astfel de negocieri, că există. Interesul economic primează întotdeauna cu tablele la ei, cu șahul sau cu zarurile. Sau cu, pentru că eu am senzația că eu nu știu știi care e legătura dintre table și șah. Amândouă încap în aceeași cutie în final. Dar sunt două jocuri total diferite. Total diferite. Deci eu am senzația că noi nici măcar la zaruri nu mai suntem buni. Spune-mi, te rog, e ultima întrebare pe care o pun tuturor invitaților mei. Cum te vezi în viitor? Peste 5 ani, peste 10 deja ani? Deja m-am dresat să nu mai fac planuri. Să nu te mai vezi în ochi. Să nu mai fac. Mi-ai spus că scriu o carte, excepțional. Ia, tot timpul mă adaug la ea, pentru că pe măsură ce n-am terminat-o, în sensul că n-am dat-o la așa, și mai aflu câte ceva, mi se mai leagă cu ceva de acum 15 ani și parcă aș mai tot avea, la un moment dat este oprești. Să zici, bă, până aici. Deci nu-ți faci, nu te gândești, domnule, peste 5 ani m-aș vedea, mi-ar plăcea, mi-ar... Mă gândesc mai ales că lumea e într-o continuă schimbare. Ieri nu seamănă cu azi, azi nu o să semene cu mâine, poi mâine cine știe ce mai și bine. Și e greu să-ți faci planuri. M-am obișnuit să nu mai îmi fac planuri. Bun, singurul plan este să fiu eu însămi. Da. Asta e singurul plan. Câtă vreme sunt eu însumi, înseamnă că mi-a reușit planul. Și asta mi-am propus totdeauna, să fiu eu însumi și să nu mă dau după cum bate vântul. Vai ce scârbos. Așa exact. Și deci planul tău este să îmbătrânești mișto. Eu îți mai spun un lucru. Dar de ce faceți așa? Pentru că așa trebuie făcut, așa e etic, asta e meseria. Poți să spun asta pentru că vrei tu, că tu ți-ai dorit să auzi chestia asta, deși nu e adevărată. Știi ce ușor ar fi? Să fii în top, să ai milioane de accesări pe nu știu unde, spunându-le oamenilor că ești suficient de isteț să știi ce vor. Sigur să le spui, mă, ce vor și ești eroul lor, deși spunându-le alea, minți de stingi. Dar nici nu trebuie să muncești, să te informezi, exact. Să afli, să știi, să interpretezi. De unde și zica la aia foarte împământenită aici, nu, adevărul supără. Adevărul supără, al naibii de tare. Și toată lumea întreabă, de ce faci tu jurnalismul? Dom'le, la început am făcut o pasiune nebună. După aia, din dorința de a muta munții din loc și fiind foarte așa corect. Credeam, iar acum o fac din respect de sine. Da, domne. Din respect de sine. Și să nu-ți fie rușine. Exact. Domne, să nu-ți fie... Ca să fie să nu-ți fie rușine ție, familiei. Chiar se uită familia la tine, îți face observații. Câteodată băi, câteodată nu. Cel mai dur critic e soția și începe și Elena să înțeleagă niște lucruri. Ea care e cu universitate la Viena, comunicare ce-i drept, dar care e mai puțin cuplată la politichia asta, a început să vadă niște lucruri. Eu n-am avut discuții de orientare cu ea, să-i zic, fă aia. A făcut ce a vrut ea, s-a dus pe ce dorește ea. Bun, ok. Dom'le, are niște remarci și vede niște lucruri fără să aibă background-ul. Le simte atât de bine, încât pe mine m-a uimit. M-a uimit chestia asta. Zic, domne, deci... Sau și le știe, nu? Că ne surprind cu informația pe care o acumulează. Nu, pune lucrurile cap la cap. Ce vorbești? Excelent. Apropo, îmi spunea, paranteză. Când termină? Iartă-mă. Păi acolo la ei nu e pe ani, e pe semestre. Când îți termini cele 8 semestre, ai terminat. Zi, treci înapoi la ce vrei zic, că te-am întrerupt. Scuze. Da, la un moment dat zicea dumneavoastră, am un semestru aici, la primul semestru, ne-a luat ca să ni se spună ce nu avem voie să facem. Ca jurnaliști, dacă. Da. Cum adică? 6 luni de zile, un semestru. Da. Ce nu aveți voie să faceți, da. Tare de tot, cum ar suna asta în România? Că vrem o țară ca afară. Cum ar suna? Ca lucrurile să înceapă cu un semestru întreg ce n-aveți voie să faceți. Tu fiind jurnalist. Și să-și aplaudă, să zici, vrem o țară ca afară, e bine așa. Deci nu vreau să comentez mai mult. Da. Bun, și te ceartă? Altă chestie care se leagă de ce spunea aia. În 99 eram la bursă în Statele Unite, jurnalist de investigație. Și acolo l-am cunoscut pe Jeff Lynn, fostul șef al echipei de investigații de la Washington Post, care luase Pulitzer în 97. Pentru o anchetă despre poliția din DC, care, mă rog, la aceeași rată a criminalității și infracționalității, omora de 3 ori mai mulți oameni. Cam asta a fost. Știu scandalul. Pornind de la statistică, au luat Pulitzer. Ce au descoperit acolo. Da. Și ce s-a întâmplat cu ei? Le-a desfițat secția după Pulitzer.
de anchete speciale, pe motiv că, domnule, economic. Temiri? La noi, la facultatea de jurnalism, știi că nu există. Și ne povestea chestia asta. Știi că nu există disciplina jurnalismului investigativ? Nu mai. Gata, băi, ai Facebook, da, ai Twitter, la revedere. La revedere. Fă investigații. Și judești chestia asta. Răzvan, îți mulțumesc din suflet. Și eu bineînțeles că... N-am epuizat nici un rezumat în 2 ani acelor 30 de ani pe care i-am petrecut împreună în presă, practic. Și asta este senzația care mie rămâne, ceea ce mi se întâmplă cu puțini jurnaliști. Poate reușim să convingem pe ceva să ne filmeze înainte de emisiuni, când tu mă invizi la tine. Corect. Să vadă cum decurg discuțiile la un record. Și când noi vom vorbi despre găină, cunoscând-o, că tot ești la evenimentul zilei, cunoscând găina de când era ou, sau mă rog, intenție de ou. E formidabilă chestia asta. Absolut. Am fost împreună martorii unor chestii incredibile, oamenii nu le-ar crede. Am fost martorii și la chestia aia cu regele președinte. Cu regele președinte? Cu Dinu Patriciu, când l-a trimis pe Ludovic Orban, unde l-a trimis cu tot un geamantan. Cu tot un geamantan. S-a abordat în chestia aia, fiind op de record. Da. Să ne vedem sănătoși și îți mulțumesc din suflet. Doamne ajută!